De jos, de luni, vom ajunge în satul lor să ne ocupăm de iluminat în totalitate, deoarece acum suntem cam 70% cu iluminatul pe rândul de jos și cu drumurile. Le vom rezolva. Nimic nu lăsăm. Și cu bani, și fără bani, facem greu. Un primar într-o primărie, dacă știe să gestioneze treburile bine, și banii îi ajung bani. De aceea, dacă m-am urcat pe scenă și am promis, mă țin de cuvânt. Când am venit, știți clar ce gunoaie erau. S-au pus treburile de cale. De două ori pe săptămână, gunoaiele în localitatea noastră și în satele aferente se ridică. De aceea fac un apel către toți cetățenii. Nu mai țineți tomberoanele în curte, lăsați-le la poartă, nimeni nu vi le ia. Puteți să le legați, faceți cum vreți. Noi doar trebuie să le gestionăm. Lângă mine îi mulțumesc și domnului Jichitu Marcelini, care a venit lângă mine, se ocupă zi și noapte de toată instalația de apă, de gunoaie, de curățenie în această comună. Îi mulțumesc foarte frumos. Și încă o dată mulțumesc toate echipei care e lângă mine și gospodăriei și oamenilor din primărie care sunt lângă mine zi de zi și muncesc cu mine și mă înțeleg. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, cetățenilor din comuna Cogelac, că mă înțelegeți. Și eu înțeleg, e foarte greu, sărăcia e mare, dar eu cu doamna viceprimar o să am grijă în iarnă să mergem la fiecare casă, la o acasă, cu un pachet și să-i ajutăm și pe cei săraci, și cu lemne pentru foc, că știm cât de greu e sărăcia, și cu pachete, și cu o făină, și cu o pâine de la neamic. Să știți că nu uităm, nu o pâine ne trebuie prima dată să rezolvăm problemele comune. Vreau să mulțumesc firmei CES, care a venit și m-a sprijinit și pe mine și pe doamna viceprimar, ne-a sponsorizat școala Cogeala, Corpula, cu 62.000 de euro. Vreau să le mulțumesc încă o dată firmei Pelerol, CES și Orga, care și astăzi ne-au sponsorizat. Vreau să le mulțumesc tuturor agenților economici care ne-au sprijinit astăzi. Oameni buni, an de an, noi vom face zilele comunei Cogeala. Eu cu doamna viceprimar, voi ocupa pentru copii, gratuit, cum este și astăzi, toate jocurile de agrement. Tot ce s-a făcut astăzi, s-a făcut datorită mie și datorită doamnei viceprimar. Ne-am asigurat că vine iarna. Am luat 70 de tone de lemn de foc, lemn de far, și 20 de tone de cărbune solid pentru școlile Râmnicu de Jos și Tariver. În comuna Cogealac, școala are gaz. Am asigurat transport pentru profesorii care vin și au grijă și ne învață copiii noștri. Ne-am pus la dispoziție un microbus, facem naveta zi de zi. Avem 22 de profesori care fac naveta de la Constanța la Cogealac pentru copiii dumneavoastră.